La ora actuală există peste 1400 de compuși chimici, așa zi și disruptori endocrini sau, cum se mai spune în popor, perturbatori, care interferă cu sistemul endocrin. Ei mimează, inhibă sau interferă cu sinteza, cu secreția, transportul, metabolismul sau eliminarea hormonilor. Ne propunem să aflăm de la doamna doctor Roxana Ioana Dumitriu, medic specialist, endocrinolog și tehnician nutriționist, cum ne pot afecta acești disruptori endocrini. În primul rând, aș vrea să-i numim pe acești vinovați, care sunt cei mai importanti și cum ne pot afecta ei sănătatea. Deci, cei mai frecvenți disruptori endocrini identificați în ultima perioadă sunt, bineînțeles, bisfenol A, care se regăsește în toate produsele din plastic, ftalații, apoi avem fitoestrogenii din produsele de soia, apoi avem dioxinele, care tot așa pot fi prezente și în plastic, avem pesticidele. Aproape toate pesticidele conțin astfel de substanțe de disruptori endocrini. Sunt substanțe care se regăsesc în cosmetice, de exemplu, care pot perturba sistemul endocrin. Mai avem substanțe care pot fi regăsite și în jucăriile pentru copii. Au fost identificate de către cercetători. Și, în ultimul rând, sunt substanțe regăsite în aceste produse de dezinfectat, de exemplu. Comisia Europeană a făcut un ghid așa pentru a identifica și pentru a defini foarte bine acest disruptor endocrin. Ce înseamnă un disruptor endocrin, de fapt? Este o substanță care imită, practic, un hormon. Ei pot avea o acțiune de stimulare sau o acțiune de inhibare, deci agonist sau antagonist, sau pot interfera cu receptorul hormonal prezent la nivelul țesuturilor. Astfel, toate aceste substanțe care mimează practic acțiunea hormonilor pot determina de la tulburări menstruale, de la infertilitate, de la endometrioza, de exemplu, a fost legată de prezența acestor disruptori endocrine în anumite studii. Sau la bărbați la fel, infertilitatea, disfuncție sexuală și așa mai departe. La copii, debut pubertar precoce, de exemplu, poate să apară. Apoi, în anumite studii, sunt legați și de cancerul tiroidian, de exemplu. Deci, acești disruptori endocrini sunt legați, practic, de foarte multe afecțiuni ale sistemului endocrin. Și există anumite elemente prin care noi putem să prevenim interacțiunea cu acești disruptori. Pentru că, practic, dacă o persoană, ne gândim așa, că dacă folosește gel de duș, se dă cu deodorant, folosește o cremă de față, folosește pastă de dinți, vă dați seama cu câte substanțe interacționează. Societatea de endocrinologie din America, Endocrine Society, a scos tot așa un statement, da, pentru prevenție și recomandă să folosim cosmeticele, cele care nu au miros, da, deci cât mai naturale, sau să folosim, în loc de tigăile acelea clasice, să folosim unele din ceramică, tot așa ca să evităm, sau în momentul în care poate folosim acasă microundele, să nu încălzim preparatul sau alimentul în folie de plastic la microunde. Da? Deci cam astea sunt metodele pe care ei le propun. De asemenea, există o discuție și la nivel european de a identifica și de a identifica toate aceste substanțe, pentru că până în acest moment nu au fost identificate toate substanțele, și să reglementăm utilizarea acestor substanțe, dar trebuie inițiate și anumite metode legislative. Da? Deci ei lucrează în acest moment la anumite legi, anumite reglementări pentru folosirea și utilizarea și prevenția, da, interacțiunii cu acestor substanțe. În acest moment este destul de greu să poți evita, să spunem așa, produsele, fie că e vorba de alimente, fie că e vorba de cosmetice, fie că e vorba de obiecte de uz casnic, care să nu conțină astfel de compuși chimici toxici organismului. Ce putem face pentru a fi mai sănătoși? Păi, în primul rând, să avem grijă de unde ne procurăm alimentele. Da? Pentru că ne gândim că pesticidele fac parte din categoria disruptorilor endocrini. E foarte greu în ziua de azi să știm de unde provine roșia pe care o cumpărăm din piață și așa mai departe. Apoi, un alt element important este evitarea produselor, cum am zis, cu fitoestrogeni, de exemplu produsele din soia, da, care pot deregla la nivel hormonal. Și aici e o discuție despre cantitatea pe care o utilizăm, da, pentru că efectul ar fi dependent de doza pe care o primim. Apoi, putem să evităm utilizarea cosmeticelor, da, acestora foarte, foarte procesate și cu foarte multe substanțe și să utilizăm unele mai naturale, de exemplu. Ce mai putem să facem este să evităm, cum am spus, microundele, să încercăm să folosim ambalaje care sunt de sticlă și nu de plastic, de exemplu, sau să folosim o tigaie care să nu fie din material care să dăuneze sănătății și să fie poate din ceramică sau din, poate din sticlă sau din alte materiale. Ați vorbit de cantitate, aș vrea să vorbim și de timp. În cât timp pot apărea modificări în organismul uman după folosirea acestor produse care conțin disruptori endocrini? Pentru că știu că se poate vorbi de 10 de ani. Da, efectul apare după mai mulți ani de la interacțiune. Deci de când ai utilizat produsele, pe o durată de mai mulți ani, efectele apar mai târziu. Da? Dar să ne gândim la faptul că dacă noi folosim foarte mult timp zilnic un anumit produs, atunci efectul va fi mult mai sever peste câțiva ani. Ce politici de sănătate ar trebui să adoptăm noi, românii, care până acum, să zic așa, n-a fost foarte atenți la aceste lucruri și nu avem nici o educație sanitară în acest fel? Păi, în primul rând, ar trebui să ne gândim la faptul că există aceste substanțe, pentru că foarte multe persoane nu știu de existența acestora. Da? Ar trebui cunoscute exact care sunt substanțele și ar trebui să încercăm să, nu neapărat poate să nu le evităm chiar 100%, dar să încercăm să folosim mai puține produse cu astfel de substanțe. Da? Deci trebuie să facem o educație la nivel populațional, pentru că persoanele din România nu cred că în acest moment cunosc acest pericol care poate fi de zi cu zi. Iar în ceea ce privește, să spun așa, interesarea actorilor din sistem, ce ar trebui să facă? Ce măsuri să ia la nivel instituțional? Cred că ar trebui să aplice toate măsurile date de către Comisia Europeană. Deci ar trebui să fie o uniformizare. De la nivel european, toate reglementările să fie aplicate și la nivel național. Și faptul că ar trebui să existe, poate, o agenție special creată pentru protecția, consumatorului vis-a-vis de aceste produse, la fel cum există la nivel european. Da, poate în Marea Britanie sau chiar în cadrul Comisiei Europene există o agenție specială pentru protecția privind consumul de alimente. Deci cred că aici ar trebui să lucrăm și ar trebui identificate foarte bine, dacă poate la nivel național, știu eu, prezența acestor disruptori este diferită, da? Și ar trebui individualizat pentru fiecare stat în parte.